Stimați colegi, bună seara! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem un subiect pe ordine de zi. Această ședință la, zicem, o zi așa neobișnuită, la așa o oră neobișnuită, este dictată inclusiv de evoluția situației pandemice în Republica Moldova, dar și în lume în general. Respectiv, trebuie să venim cu acțiuni care ar readuce la normalitate situația respectivă. După 15 mai, și în special începând cu primele zile ale lunii iunie, atestăm o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova. Ultimele ieri și alaltări am avut anterecord. Bineînțeles, situația ne îngrijorează și bineînțeles că sunt câteva cauze care au provocat această evoluție, atât la noi cât și în majoritatea țărilor. În primul rând, după 15 mai, când a fost ridicată starea de urgență, noi am fost nevoiți să reluăm mare majoritatea activităților economice. Mă refer aici și la comerț, și la servicii, și la activitatea piețelor, și la revenirea bugetarelor la serviciu. Aceasta era inevitabil după mai mult de 60 de zile de carantină, de blocare totală economică țării. Deci, bineînțeles că odată cu relansarea acestor activități, interacțiunea între cetățeni, acel mediu propice de răspândire a virusului a crescut și aceasta este una din cauzele evoluției acestei evoluții. 2. Deși de la 15 mai au rămas în vigoare mai multe restricții, inclusiv acele reguli stricte sanitare epidemiologice, cu toții înțelegem că ele nu se respectă la nivelul care a fost până la 15 mai. Una din cauzele evoluției acestei evoluții care avem este și lipsa de concentrare a organelor statului, care nu mai sunt atât de active cum erau până la 15 mai. Aici, stimați colegi, după cum am discutat și ieri și astăzi, trebuie să întreprindem măsurile și să revenim la acea atitudine și la acel efort pe care l-am demonstrat încă începând cu luna martie. Aici mă refer în primul rând la administrația publică centrală, la colegii din Ministerul Afacerilor Interne, în măsura posibilităților Ministerul Apărării, bineînțeles și colegii din autoritățile publice locale. Pandemia n-a trecut, noi trebuie să revenim la acel nivel de concentrare pe care l-am avut până la 15 mai. Un alt motiv care a cauzat această situație este ignorarea de către cetățeni și politicieni a regulilor sanitare epidemiologice, ignorarea a situației periculoase și primejdioase care este, o bună parte dintre noi nu conștientizăm pericolul acestei pandemii și acestui virus și pentru aceasta o să plătim scump. Și plătim deja. Altă cauză și explicație, mai bine spune, este faptul că spre deosebire de începutul lunii aprilie noi facem de 10 ori mai multe teste actualmente. Noi am intrat în această, să zic, pandemie, cu doar un laborator acreditat ANSP, acum activează 10 laboratoare, dacă nu mă greșesc, și respectiv și numărul de teste este de 8-9 ori mai mare. Deci avem 1800-1700 teste pe zi. Este aceeași rată de confirmare, dar bineînțeles că numărul de teste este mai mare, avem și mai multe cazuri. Din păcate, cum spuneam, începând cu partea a doua a lunii mai și mai ales după 1 iunie, evoluția respectivă se atestă în mai multe țări. Avem statistica și țărilor din Est, dar și din Europa, din America, din Nord și Sud și în alte părți ale lumii. Cum am spus, ieri și alaltă ieri a fost nu doar la noi anterecord la numărul de cazuri, dar a fost și în lumea întreagă. Ieri au fost 136.000 de cazuri confirmate în întreaga lume.
ceea ce înseamnă că această pandemie este departe de a pleca, revine atunci când se relaxează activitățile, revine atunci când noi ne relaxăm, atât ca cetățeni, cât și ca reprezentanți ai statului. Eu consider, și cu toții probabil avem aceeași opinie, că până la 15 mai, în acea perioadă de stare de urgență, am acumulat o experiență bună, atât autoritățile cât și cetățenii, în prevenirea și combaterea acestei epidemii, deci se poate, dar doar dacă suntem uniți și dacă manifestăm același nivel de responsabilitate, repet, atât din partea statului, cât și din partea cetățenilor pe care l-am avut până în mai. Nu ne rămâne altceva în aceste condiții să revenim la aceeași abordare, la aceeași disciplină și atitudine. De ce? După cum am discutat, stimați colegi, astăzi o să venim cu un set de măsuri urgente de sporirea disciplinii și conformării reprezentanților statului și cetățenilor la situația și la cerințele respective. În primul rând, astăzi, în ședință de guvern, o să aprobăm un proiect prin care vom institui un regim special de lucru pentru administrația publică cu scopul de a diminua fluxul de cetățeni în anumite perioade ale zilei, dimineața și seara. Domnul viceprim-ministru, ministrul finanțelor, va prezenta acest proiect. Bineînțeles că accentul va fi pe lucru la distanță, ca să diminuăm această mișcare și interacțiune între cetățeni. Recomandăm autorităților publice locale din municipiul Chișinău și municipiul Bălți să instituie regim special de activitatea transportului public în corespundere cu programul special de lucru pe care o să-l aprobăm acum. Pentru că transportul public, din câte ne comunică specialiștii, este sursa cea mai mare de contaminare a cetățenilor. Noi, din păcate, cum am avut un număr limitat de mijloace de transport în februarie și martie, în iunie nu avem mai multe troleibuze și autobuze. Și cum eram îmbulziți în februarie și martie, exact așa suntem acum. Și nu este sens să ne plângem, să ne supărăm pe cetățeni că se îmbulzesc în mijloace de transport. Trebuie să procurăm mai multe autobuze, troleibuze și să evităm această concentrare. După cum spuneam, noi nu putem să restricționăm activitățile economice. Nu este posibil. Cetățenii rămân fără surse de venituri, iar statul nu are bani la buget să achite salariile și pensiile dacă oprim economia. Nu avem nici noi și vedeți că relansează și alte state activitățile economice, nici alții nu își permit mai mult de 2 luni de lockdown, de staționare. Deci activitățile economice continuă, de luni chiar și sectorul Horeca va intra în activitate, dar respectarea strictă a regulilor sanitare epidemiologice, a celor instrucțiuni aprobate de comisie, este lege pentru toți, deoarece atât ANSP, cât și ANSA, cât și poliția va sancționa până la închidere orice agent economic care nu respectă aceste reguli. Au acest drept și pe timp de pace, cum spunem noi, dar în condiții de pandemie cu atât mai mult. Deci administratorii, agenții economici sunt responsabili de organizarea activității astfel încât să diminueze riscul contaminării. Deci în cazul când nu se respectă aceste instrucțiuni, va fi unitatea comercială sau de prestare a serviciilor amendată și închisă. Este responsabilitatea reprezentanților business-ului. Vă rog să conștientizați acest lucru. Mai departe, astăzi colegii din Ministerul Afacerilor Interne, alte instituții au primit indicație să reia masiv prezența în spațiile publice, să urmărească respectarea de către cetățeni a regulilor sanitare epidemiologice. Vrem să acționăm cu convingerea, cu rugămintea, dar trebuie să vă spun că în arsenalul poliției sunt acele amenzi mari, sunt acele sancțiuni pe care le vor aplica cu toată determinarea în cazul când nu
se vor conforma cetățenii. Din păcate, vedem, mai ales din partea tinerilor, o atitudine irresponsabilă. Trebuie să vă spun că statul va acționa foarte dur atunci când nu veți respecta. Amendați și alte sancțiuni. Deci poliția și colegii din alte structuri de forță au această indicație și vă rog, stimați colegi, să înțelegem situația periculoasă în care ne aflăm. De asemenea, de la începutul pandemiei, în ultima perioadă, în Republica Moldova au început să funcționeze mai mulți agenți economici, mai multe fabrici de confecționare a măștilor, în primul rând. Sunt multe pe piață. Încă prețurile în farmacii și în alte, zicem, unități de comercializare sunt mari, deși deja producătorii le vând la un preț destul de accesibil. O să rog încă o dată Ministerul Finanțelor și colegii responsabili de monitorizarea prețurilor în aceste zile să desfășurați o campanie de verificare respectării acelui adaus comercial maximal de către agenții economici și îndemn toți cetățenii să procure aceste măști și să poartă aceste măști atunci când sunteți în spațiu public. Iar unitățile comerciale nu vor admite accesul cetățenilor fără măști, exact așa cum prevăd instrucțiunile și regulile. Deci, dar fiecare cetățean, fiecare dintre noi trebuie, atunci când ieșim în spațiu public, să avem grijă de sănătatea noastră, să procurăm aceste măști. Stimați colegi, situația în medicină, după cum spuneam, este foarte dificilă. Avem multe cazuri, mulți cetățeni se adresează după ajutor, deși din numărul acesta mare, o bună parte sunt persoane asimptomatice, care au forme ușoare, totuși este un număr mare de cetățeni care necesită îngrijire medicală. Repartizarea locurilor libere a instituțiilor medicale este neuniformă pe teritoriul Republicii Moldova. În unele regiuni avem locuri, în unele suntem la limită. Pentru că și repartizarea focarelor este diferită pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, dacă nu o să respectăm aceste reguli, noi o să colapsăm sistemul medical. Nu o să fie posibil să ajutăm pe toți. Medicii depun eforturi foarte mari, dar totul este în mâinile noastre. Nu ascultăm, suferim. Noi astăzi am decis cu colegii să mai desfășurăm câteva instituții medicale în locuri improvizate, în alte imobile care până acum nu au fost, nu au destinația medicală. Deci vom mai reprofila unele instituții medicale existente, dar vom redeschide în câteva zile, vom pune la dispoziția medicilor încă câteva localuri pentru a organiza acolo locuri pentru tratamentul pacienților. Ne orientăm pentru săptămâna viitoare, deci la un număr suplimentar, o să vedem încă o să evaluăm, dar mai mult de 500 de locuri disponibile să fie săptămâna viitoare. Dar chiar și cu așa ritmuri de deschidere a noilor locuri, noi riscăm să rămânem fără posibilitatea de a ajuta cetățenii în cazul când nu o să fim disciplinați și nu o să respectăm aceste reguli. Eu vreau în mod special să fac un apel către demnitarii de stat, persoanele politice, să dea exemplu ei, în primul rând, de respectarea regulilor, cumva să reziste ispitei de a face politică pe problema, pe această dramă pe care o parcurgem, să luăm exemplu de la alte state care s-au mobilizat. Eu înțeleg pe unii politicieni care găsesc în această criză sau văd în această criză o oportunitate majoră de a accede la putere. Eu vă îndemn la conștiință, nu speculați pe această pandemie, răsuflecați mâinicele și veniți la ajutor. Mesajele voastre destructive nu ajută nicicum și cetățenii le apreciază. Vreau să apreciez îndemnul unui partid politic astăzi care a venit cu propunerea de a avea discuții în privința soluțiilor pentru depășirea acestei situații. Săptămâna viitoare o să avem discuții pe platforma parlamentară cu forțele politice sănătoase. În Parlament nu toți sunt sănătoși. Și sper că dacă
Unim eforturile și acționăm cu toții tot așa de solidar ca la 15 mai, vom reuși să depășim această situație. Cum vor evolua lucrurile în țară și în regiune și în lume în general, este dificil de spus. Vedem în fiecare zi diferite evoluții, diferite declarații și aprecieri, inclusiv din partea specialiștilor internaționali în domeniul sănătății. De ce trebuie să fim precauți și să acționăm foarte decisiv? Stimați colegi, este clar că deși nu declarăm și nu mergem în Parlament să declarăm stare de urgență, cum am avut până la 15 mai, organele statului, autoritățile publice, revin la acel regim, lucru 24 din 24, prezență majoră în spațiu public și măsuri urgente de menținerea situației sub control. Repet, activitățile economice nu le blocăm, dar acolo unde se încalcă regulile, vom închide agenții, vom închide aceste unități comerciale. Acestea am vrut să vă comunic. Înainte de a-l ruga pe domnul vicepreministru, ministrul al finanțelor, domnul Pușcuța, să prezinte unicul proiect de pe agenda, vreau totuși să fac să aduc o informație referitor la îndeplinirea de către Republica Moldova a celor condiționalități înaintate de Uniunea Europeană, inclusiv acele suplimentare, pentru asistența macrofinanciară. Ieri în Parlamentul Republicii Moldova a fost aprobată și legea privind organizațiile non-comerciale. Vreau cu această ocazie să mulțumesc parlamentarilor care au manifestat un spirit înalt de responsabilitate, au discutat amendamentele la redacția precedentă și le-au acceptat pe cele care au adus un plus de calitate acestei legi. Sunt sigur că după discuțiile de ieri din Parlament și aprobarea acestei legi, Republica Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele care au fost înaintate, repetate de către Uniunea Europeană. Bineînțeles, contăm pe suportul acestui partener, asistența macrofinanciară tranșa 2, termenul expiră în iulie, sper că Republica Moldova va beneficia de acești bani. Noi am ratat 4 miliarde de lei dintr-un credit suveran angajat cu altă țară, bineînțeles că contăm că asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene va veni. Contăm, bineînțeles, că și celălalt suport promis și anunțat de Uniunea Europeană va veni în Republica Moldova. Suntem siguri că va veni, îl așteptăm și, bineînțeles, Guvernul Republicii Moldova face tot ce posibil pe agenda de asociere, acordul de asociere. Ați văzut miercuri câte legi importante și reforme au fost aprobate care se încadrează în contextul agendei de integrare. Respectiv, contăm pe suportul Uniunii Europene în această situație dificilă, pandemică și economică. Încă o dată mulțumesc atât deputaților din Parlament, colegilor care au lucrat asupra acestor legi, dar bineînțeles și delegații Uniunii Europene care de fiecare dată în acest proces a fost alături de noi și a venit cu suportul necesar. Stimați colegi, aceste fiind spuse, vreau să rog pe domnul viceprim-ministru, ministrul al finanțelor, domnul Pușcuța, să prezinte proiectul anunțat. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea muncii în unitățile bugetare. Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea muncii în unităților bugetare a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Proiectul de hotărâre este elaborat drept urmare evoluției situației epidemiologice cauzate de răspândirea infecției COVID-19, care în ultimele 10 zile a înregistrat o dinamică negativă. În scopul diminuării riscului răspândirii infecției COVID-19, prin prezentul proiect se propune ca, începând cu 15 iunie 2020, conducătorii unităților bugetare din subordinea Guvernului să organizeze munca salariaților în cicluri cu durata de 2 săptămâni consecutive, ținând cont de următoarele particularități.
Atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității unității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul de muncă. Excluderea prezenței și sau interacțiunii salariaților în două cicluri periodice consecutive. Organizarea muncii la distanță pentru personalul activitate căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă. Dispunerea timpului de staționare pentru salariații care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță. Aceste norme de organizare muncii nu sunt obligatorii pentru instituțiile medico-sanitare, serviciile de salvare, urgență, asistență socială, organele apărării naționale, ordinii publice, securității naționale, administrării veniturilor vamale, sistemul administrației penitenciare, organizarea activității în instituțiile respective fiind efectuată la discreția conducătorilor în funcție de necesitate. Totodată, Guvernul recomandă autorităților publice independente și autorităților publice locale la organizarea activității unității să se conducă de prevederile prezentei hotărâri. Implementarea prevederilor proiectului hotărârii nu necesită alocare de mijloace financiare suplimentare. Proiectul respectiv a fost consultat cu membrii Guvernului. În aceste circunstanțe, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, întrebări, poate este necesar de venit cu unele detalii practice, cum se va implementa acest proiect. El prevede ca începând din luni, 15 iunie, să avem un regim special de lucru pentru unitățile bugetare. Respectiv, mâine, când este zi de muncă, pe parcursul zilei de mâine, trebuie de emis ordine, de organizat acest lucru, astfel încât de luni să fie posibil aplicarea acestui proiect. Poate este necesar de venit cu câteva detalii practice, tehnice, domnul viceprim-ministru. Da, vă mulțumesc, stimate domn prim-ministru. Deci, în cazul în care hotărârea care a fost prezentată va fi aprobată de către guvern, începând cu ziua de 15, până pe data de 15, toți conducătorii autorităților publice centrale din subordinea guvernului este necesar să emite ordine speciale privind organizarea activității începând cu data de 15. Începând cu data de 15 iunie, activitatea autorităților publice centrale din subordinea guvernului va fi organizată pe principiul ciclurilor periodice de două săptămâni, bisăptămânală. În aceste condiții, începând cu data de 15 iunie, fiecare conducător de autoritate publică centrală din subordinea guvernului este oportun și necesar să emite câteva ordine speciale. Într-un ordin să fie nominalizate persoanele care își exerciți activitatea cu prezența fizică la locul de muncă. Al doilea ordin, în care să fie indicate persoanele care vor activa acest ciclu periodic de primele două săptămâni la distanță. Deci vor fi în exercitarea atribuțiilor de serviciu, dar în activitate la distanță, așa cum prevede codul muncii recent modificat. Și a treilea ordin este lista de persoane care nu vor fi prezente fizic la lucru, care nu vor activa la distanță, care nu sunt în concedii plătite și neplătite, ci respectiv care, în raport cu care se aplică procedeul de staționare prevăzut de codul muncii. În cazul aplicării staționării, în raport cu aceste persoane, li se calculează salariul prevăzut în mărimea corespunzătoare, deci nu mai puțin de două treimi din salariul de bază. La fiecare două săptămâni, la expirarea primului ciclu de două săptămâni, conducătorul autorității publice centrale din subordinea guvernului urmează să purceadă la emiterea următoarelor ordine, în care se privadă iarăși componența de cadre care va fi prezentă la muncă, muncă la distanță sau în procedeu de staționare. Și această periodicitate va fi ritmică odată la două săptămâni, până când guvernul nu va decide altfel, prin alte hotărâri de guvern. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Este clar că orice alt proiect care vine la Ministerul Finanțelor. Stimați colegi, ce întrebări sunt, ce propuneri sunt?
Eu propun să aprobăm proiectul prezentat de domnul viceprim-ministru. Aprobat, vă mulțumesc. Rog cancelarea imediat să fie dus la semnat acest proiect și mâine să fie publicată în monitorul oficial. Iar pe parcursul zilei de mâine, care este zi de muncă, vă rog interacționați cu toți conducătorii de instituții, autorități, unități bugetare din subordinea guvernului, pentru ca, începând cu ziua de luni, să avem acest regim special de lucru. De asemenea, vă rog să comunicați cu autoritățile publice locale, cu instituțiile independente din subordinea Parlamentului, cu recomandarea de a ajusta programul de lucru în conformitate cu această hotărâre de guvern. Într-adevăr, sperăm că acest regim nu va dura foarte mult, dar în cazul când va persista această pandemie, deci va trebui să acționăm în acest regim. Atenționez colegii asupra eficienței activității și acelor sarcini și planuri care le avem, acest program nu poate să influențeze negativ. Noi am, după cum am spus la început, am decis să venim cu acest proiect, inclusiv pentru a diminua fluxul de pasageri în transportul public. Respectiv, astăzi, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a discutat și a aprobat și un proiect, o hotărâre care va fi tot publicată, elementul principal al căreia este recomandarea către autoritățile publice locale din Chișinău și Bălți ca programul de activitate a transportului public să fie unul special, așa cum a fost în perioada stării de urgență, adică să funcționeze câteva ore dimineața și câteva ore seara, astfel încât să diminuăm acest risc. După cum am decis și anterior, pe parcursul zilelor de odihnă până la 30 iunie, transportul public în municipiul Chișinău și municipiul Bălți nu va funcționa. Bineînțeles, sunt incomodități, dar ieșim din situația pe care o avem. Bineînțeles că această situație de regim de muncă special și alte restricții au amprentă și au amprentă și asupra activităților economice, dar după cum am mai remarcat, la nivel de buget de stat, bugetul autorităților publice locale, noi avem resursele necesare pentru a, ca stat, să ne onorăm obligațiunile. Deci, încă o dată, plățile sociale, salariile vor fi achitate și aceasta este una tot din metodele de susținere economică pentru business. Stimați colegi, după cum am spus, reintrăm în acel regim de lucru pe care l-am avut până la 15 mai, cu prezența masivă în spațiu public și cu ziua de muncă nenormată cum era până atunci. Vă mulțumesc anticipat pentru suport, succes, rămânem la legătură, sănătate tuturor! Eu vreau să rog colegii din guvern să rămână conectați, o să mai discutăm câteva momente organizatorice. Bineînțeles, în alt regim.